Alți lideri politici au mai fost vizați în rugămințele pe care le-ați primit? Da, a fost tot o situație foarte interesantă în biroul la domnul Flocea. Domnul Flocea, în rândul dumneavoastră. Numărul domnului Flocea nu l-am, dacă colegii l-au. Okay. A fost ministrul Pavel Voicu. Uitați, să pătăresc numărul dumneavoastră. Încerc să-l da. Găsesc. În care a fost abordat subiectul altui opozant, care la moment este în creștere, probabil că. Și probabil că, apropo, poate stea cu mine în cameră, dacă nu se va liniști, cred eu așa. Vorba de Renato Osat. Așa. S-a abordat chestiunea că dacă eu ar putea face careva investigații în privința lui Renato Osat. Asta când? Asta a fost, cred că, octombrie-noiembrie 2019. Bun, a fost o discuție colegială, s-a axat pe încălcările sau pe fapta care el a admis-o în legătură cu un fost funcționar, un fost ministru de interne, precum că el l-a ponegrit, l-a denunțat, a furnizat careva date eronate, etc., etc. Uh-huh. În discuții le-am dat de înțeles următoare. Evident, cu Renato Usatăi, mă cunosc în ce sens, că am investigat careva dosare în privința lui sau în privința persoanelor din anturajul său. Da. Dar toate acuzațiile care, adică la acel moment n-a fost posibil de administrat și ulterior eu am plecat. Adică nu știu care este finalitatea dosarelor în privința dumnealui, dar le-am răspuns cam în felul următor. Dacă există informații ce denotă implicarea într-o faptă infracțională, atunci este o chestie. Dacă este o răfuială sau o dorință de ordin politic, asta nu este competența mea. Și le-am explicat că să nu trimită niciun material ce se referă la Renato Usate, dacă nu ține de competența Procuraturii Anticorupție. Probabil că și dumnealor aveau percepția că, ca și restul, că eu pot porni dosare la comandă. Probabil că așa, dacă au inițiat o astfel de discuție, probabil că asta a fost percepția. Regret că i-am dezamăgit la acel moment și regret că fac public acest fapt, dar eu consider că este important.